Bine ați revenit la știri din știință și tehnică. Vă propun să-i spunem așa de acum încolo acestei serii, pentru că există și în tehnică realizări despre care merită să vorbim și, de altfel, am și vorbit în câteva episoade despre astfel de realizări. Cele mai multe sunt din domeniul informaticii și inteligenței artificiale, domeniu care progresează într-un ritm de-a dreptul amețitor. Ca să vă conving, vă spun următoarele. În anul 1982 mi-am cumpărat primul meu calculator, Sinclair ZX81, care avea fantastica memorie de 2 kilobytes. Telefoanele noastre de azi au de zeci și sute de milioane de ori memorii mai mari. O realizare extraordinară din domeniul inteligenței artificiale este pusă la dispoziția tuturor cu ajutorul internetului din noiembrie 2022 și se numește ChatGPT. Sunt sigur că cei mai mulți ați interacționat deja cu acest chatbot. GPT este acronimul pentru Generative Pre-trained Transformer. Și acest nume ne arată că este vorba despre un program care generează manifestări ale inteligenței artificiale pe baza unui proces de învățare, iar aceste manifestări se produc prin limbaj. Programul este o realizare a celor de la Institutul OpenAI și a fost, ca să spun așa, îndopat cu mare parte din ce are mai important cultura, arta, știința și filozofia. Pe baza acestor informații, acumulate într-un proces special de învățare, ChatGPT poate formula răspunsuri aproape oricărei întrebări, bineînțeles, în limitele cunoașterii umane pe care se bazează. Așa că mi-a venit ideea să-i pun câteva întrebări legate de subiectele de care m-am ocupat în materialele mele de popularizare a științei, și bineînțeles am ales acele subiecte care au stârnit cele mai multe comentarii și cele mai multe controverse. Așa că, hai să vedem ce părere are inteligența artificială, cea mai performantă în domeniul lingvistic de până acum, despre aceste subiecte. Dar întâi, pentru cei care n-ați interacționat încă cu ChatGPT, trebuie să fac o precizare. Dacă îi veți pune aceleași întrebări, veți primi răspunsuri formulate diferit. Asta face acest program, formulează pe baza a ceea ce a învățat și a interacțiunilor pe care le-a avut, de fiecare dată un răspuns. Dar numai formulările și anumite nuanțe sunt diferite. Ideile principale rămân aceleași. Să începem. Prima întrebare pe care i-am pus-o domnului ChatGPT este: există motoare magnetice? Și am primit următorul răspuns. Nu există motoare magnetice care să poată funcționa continuu și să genereze energie fără a fi alimentate cu nicio sursă externă. Aceasta contravine principiilor termodinamicii care impun că energia nu poate fi creată sau distrusă, ci doar convertită dintr-o formă în alta. Cu toate acestea, există motoare electrice care funcționează prin intermediul forțelor magnetice, cum ar fi motoarele cu magneți permanenți sau motoarele cu inducție. Acestea au nevoie de o sursă externă de energie electrică pentru a funcționa, dar pot fi foarte eficiente și pot produce mișcare într-o varietate de aplicații, de la ventilatoare și pompe până la automobile electrice. A doua întrebare: este un magnet o sursă de energie? Nu, un magnet în sine nu este o sursă de energie. Un magnet este un obiect care produce un câmp magnetic și are proprietatea de a atrage sau respinge alte obiecte magnetice. Câmpul magnetic al unui magnet este generat de alinierile interne ale atomilor săi și interacțiunile dintre aceștia.
Un magnet nu produce energie în sensul de a genera energie sau de a realiza un lucru mecanic fără o sursă externă de energie. Cu toate acestea, un magnet poate fi folosit pentru a converti alte forme de energie în energie electrică, cum ar fi într-un generator electric. Este important să distingem între un magnet și utilizarea unui magnet într-un sistem sau dispozitiv care poate transforma alte forme de energie în energie electrică sau într-un alt tip de energie utilă. Magnetismul este o proprietate fundamentală a materiei, dar nu reprezintă în sine o formă de energie. A treia întrebare. Instalațiile HHO ajută la ceva? Am primit răspunsul. Instalațiile HHO, cunoscute și sub denumirea de generatoare de hidrogen și oxigen, sunt dispozitive care pretind că produc un amestec de hidrogen și oxigen prin electroliza apei și că acest amestec poate fi utilizat pentru a îmbunătăți eficiența combustiei în motoarele cu ardere internă. Cu toate acestea, eficiența acestor instalații este subiect de dezbatere. Deși hidrogenul poate fi utilizat ca combustibil, instalațiile HHO în sine nu sunt considerate soluții viabile pentru a spori eficiența sau a economisi combustibil în mod semnificativ. Afirmațiile că instalațiile HHO pot îmbunătăți consumul de combustibil, reducând emisiile și creând o economie de combustibil, nu sunt susținute de cercetări și teste științifice independente. Cercetările științifice riguroase au demonstrat în mod repetat că instalațiile HHO nu aduc beneficii semnificative în ceea ce privește economia de combustibil, emisiile reduse sau performanța vehiculelor. În multe cazuri, aceste instalații au fost considerate chiar periculoase, deoarece pot prezenta riscuri de explozie sau de deteriorare a motorului. A patra întrebare. Se poate ridica apă fără a folosi energie pentru asta? Conform principiilor fizicii și termodinamicii, ridicarea apei într-un sistem gravitațional necesită energie pentru a depăși forța de gravitație și a învinge rezistențele, cum ar fi frecarea. Deci, în mod fundamental, nu poți ridica apă fără a folosi energie. Cu toate acestea, există unele tehnologii și dispozitive care pot reduce consumul de energie necesar pentru a ridica apa. De exemplu, pompele eficiente din punct de vedere energetic și sistemele de recirculare a apei pot minimaliza pierderile și utilizarea ineficientă a energiei. 5. Poate fi apa combustibil? În mod natural, apa nu este combustibil, deoarece este formată din molecule stabile de hidrogen și oxigen, care nu reacționează între ele în mod spontan. Cu toate acestea, hidrogenul din apă poate fi separat prin electroliză și utilizat ca un combustibil, deoarece este un gaz inflamabil care poate fi ars într-un motor cu ardere internă sau utilizat pentru a produce energie electrică prin intermediul celulelor de combustibil, adică, așa cum am spus și eu în materialele mele, a pilelor de combustie. Când hidrogenul este separat prin electroliză, este nevoie de energie pentru a descompune moleculele de apă. De aceea, utilizarea hidrogenului ca combustibil poate fi considerată doar o modalitate de a stoca și transporta energia, nu o sursă de energie în sine. 6. Are homeopatia eficiență în tratarea bolilor?
Homeopatia este o formă de medicină alternativă care se bazează pe principiul similia similibus curantur, ceea ce provoacă boala vindecă boala. Aceasta implică diluția repetată a substanțelor active în apă sau alcool până la punctul în care concentrația substanței inițiale este extrem de scăzută sau chiar inexistentă. Majoritatea cercetărilor și revizuirilor științifice sistematice au concluzionat că orice efect pozitiv al homeopatiei poate fi atribuit mai mult efectului placebo decât unei acțiuni specifice a substanțelor diluate. Efectul placebo se referă la o îmbunătățire a simptomelor sau a stării unei persoane care apare datorită așteptărilor și credințelor sale mai degrabă decât datorită unui tratament activ. Organizații medicale și științifice de prestigiu, cum ar fi Organizația Mondială a Sănătății și Academia Națională de Științe a Statelor Unite ale Americii, au emis declarații care indică că homeopatia nu are o bază științifică și nu ar trebui utilizată ca formă de tratament pentru afecțiuni medicale. 7. Ce se înțelege prin perpetuum mobile în fizică? Perpetuum mobile este un concept care se referă la un dispozitiv imaginar sau o mașină ipotetică care ar putea funcționa în mod continuu generând energie sau efectuând lucru mecanic fără a primi energie sau lucru mecanic dintr-o sursă externă. Această idee este contrară principiilor fundamentale ale termodinamicii și conservării energiei. Principiul conservării energiei afirmă că energia nu poate fi creată sau distrusă, ci doar transformată dintr-o formă în alta sau transferată între diferite sisteme. Aceasta înseamnă că un dispozitiv care generează energie continuu, fără a primi energie din afară, ar încălca aceste principii fundamentale. În istoria științei au existat multe propuneri pentru perpetuum mobile, dar niciuna nu a rezistat testelor științifice riguroase și nici nu a fost demonstrată existența lor în afara sferelor ficțiunii. A opta întrebare. Există contradicții între știință și credință? Există dezacorduri și conflicte potențiale între știință și credință, dar nu putem generaliza și spune că există o contradicție intrinsecă între ele. Știința și credința abordează aspecte diferite ale cunoașterii și înțelegerii lumii și pot coexista într-un mod armonios pentru mulți oameni. Știința se bazează pe metode și principii empirice, observabile și verificabile, pentru a investiga și explica fenomenele naturale. Aceasta implică formularea de ipoteze, experimente, observații și analiză critică a rezultatelor. Cercetarea științifică este deschisă schimbării și rafinării continue pe baza noilor dovezi și informații. Pe de altă parte, credința se referă la convingeri personale, spirituale sau religioase și poate fi bazată pe revelație, tradiție, experiențe subiective sau autoritate religioasă. Credința se ocupă de întrebări care depășesc domeniul științei, cum ar fi sensul vieții, valorile morale și existența unei divinități. Este important să se recunoască că știința și religia sunt două domenii diferite, cu metode și scopuri diferite. 9. Există dispozitive care, conectate la priză, reduc energia electrică consumată într-o casă? Există dispozitive pe piață care sunt comercializate ca fiind capabile să reducă energia electrică consumată într-o casă atunci când sunt conectate la priză. Aceste dispozitive sunt adesea denumite economizoare de energie sau corectoare de factor de putere,
Ele promit să îmbunătățească eficiența energetică, să reducă consumul de energie electrică și să scadă facturile de electricitate. Cu toate acestea, eficiența și eficacitatea acestor dispozitive sunt, în general, foarte contestate în comunitatea științifică și de către experți în domeniu. Studii și cercetări științifice riguroase au arătat că majoritatea dispozitivelor de economisire a energiei care sunt vândute pe piață nu oferă nicio reducere a consumului de energie sau a facturilor de electricitate. Mai mult, în unele cazuri, aceste dispozitive pot chiar să crească consumul de energie electrică. Sistemul de distribuție a energiei electrice într-o casă este proiectat să furnizeze energie electrică în funcție de necesitatea echipamentelor și dispozitivelor conectate. Dispozitivele care pretind că pot reduce energia consumată de acestea prin corectarea factorului de putere sau prin alte metode nu sunt susținute de dovezi științifice solide. Și ultima întrebare, întrebarea cu numărul 10. Are nevoie Pământul de o sursă de energie pentru a-și menține câmpul gravitațional? Nu este nevoie de o sursă continuă de energie externă pentru a întreține un câmp gravitațional. Câmpul gravitațional este generat de obiectele cu masă și este o proprietate intrinsecă a acestora. Potrivit teoriei generale a relativității a lui Albert Einstein, masa și energia sunt echivalente. Astfel, masa unui obiect creează un câmp gravitațional în jurul său, fără a fi nevoie de o sursă de energie pentru a-l menține. După cum ați văzut, se pare că inteligența artificială are o educație generală și științifică care îi permite să dea răspunsurile acceptate de comunitatea științifică, adică răspunsuri care se bazează pe cunoașterea științifică și nu pe informații neverificabile care circulă cu nemiluita pe internet. Și asta ne arată că inteligența artificială este deja competentă în alegerea informației. Să vedem ce mai urmează. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!